Ceremoniile dinaintea zilei marinei au început încă de dimineață. Apoi, după o oră, portul militar a fost deschis vizitatorilor. Dacă pe fregata Regele Ferdinand turiștii au putut urca fără probleme, la manșa elicopterului nu au avut voie. Dacă avem o misiune de cercetare și supraveghere pe mare, atunci înseamnă că o să fie un echipaj de 5 persoane, unde 2 piloți, un tehnic de bord, aici un operator pe consola tactică. În portul militar din Constanța, impunătoarele fregate, corvete și navele poliției de frontieră au fost trase la cheu și au putut fi vizitate de curioși. Cei mai încântați au fost copiii. Am băgat în cercetor și mi-am băgat cartă special. Aha. Ai învățat? Așa ceva. Așa și punem unde. Pac, 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 pac. Vedeta zilei a fost de departe bricul Mircea. Este ceva deosebit în atmosfera aceasta de sărbătoare. Da, de sărbătoare. Ai și un tricou de marinar? Da. Vrei să te faci marinar? Da. N-am mai fost pe bricul Mircea, dar întotdeauna este o provocare. N-am mai fost de mulți ani. Oamenii au stat și zeci de minute la cozi pentru a avea ocazia să urce la bordul navelor. Pentru mulți dintre ei a fost prima dată când au văzut un velier sau o fregată atât de aproape. Este foarte impresionant, este foarte mare și îmi place foarte mult. Am vizitat Regina Maria, Ferdinand, cea de frontieră, sunt pentru noi, sunt bune. Cine nu a putut ajunge în portul Constanța a putut vedea o parte din tehnica armatei în porturile militare din Mangalia, Brăila sau Tulcea.